păcate, atunci când angajatorii nu pun mare preț pe securitatea muncitorilor, se produc adevărate tragedii. La fel se întâmplă și în cazul angajaților care dau dovadă de neglijență, nu respectă regulile de prevenire a accidentelor și nu poartă nici echipamentul de protecție. În 2011 s-au produs 40 de accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă. În 4 cazuri, evenimentele au sfârșit tragic, muncitorii au decedat. Alți 7 dâmbovițeni s-au pricopsit cu boli de la locul de muncă în urma expunerii la pulberi minerale, la zgomot și substanțe din compoziția detergenților. Unii au avut de suferit și din cauza manipulării greutății sau din cauza unei înțepături cu ac infectat cu virusul hepatitei C de la pacient. 272 de contracte individuale de muncă au fost încheiate persoanelor depistate lucrând fără forme legale. În atenție Inspectoratului Teritorial de Muncă, Dâmbovița rămâne și munca la negru. În 2011, peste 260 de patroni au fost sancționați, fiind prinși cu aproape 800 de angajați fără forme legale, cu 230% mai mulți decât cu un an înainte. Valoarea amenzilor aplicate pentru munca la negru depășește 2.600.000 de lei, fiind aproape triplă decât cu un an înainte. Domeniile în care se întâlnește cel mai des munca la negru sunt construcțiile, prestările, servicii și comerțul. Inspecția Muncii a dispus o serie de campanii pe următoarele domenii de activitate. Campanii în unității de spălătorie auto și vulcanizări, campanii în domeniul de protecție și pază, mai multe campanii în domeniul construcțiilor, campanii în unități de turism, campanii în domeniul desfășurării activităților cu articole pirotehnice. ITM Dâmbovița continuă și campaniile de prevenire a accidentelor de muncă, a îmbolnăvirii angajaților și a muncii la negru în rândul patronilor din județ.